Salutare, băbuiți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre stadiul final al agenției. Mai bine spus, stadiul final la care va ajunge The Agency, adică după eveniment. Bineînțeles, ceea ce veți vedea voi este mai exact modul prin care va ieși The Device sau dispozitivul acela din camera lui Midas și care va fi rezultatul acestui eveniment, adică ceea ce se va întâmpla la agenție, mai bine spus, cum va arăta agenția. Și faza tare este că imaginile pe care o să vi le arăt nu sunt niște modele 3D din fișiere care nu se văd deloc sau nu știu ce fel de imagini care sunt non-colore și o să se vadă foarte nasol, ci sunt niște imagini care par să fie fix din joc. Dar evident că nu sunt, adică sunt doar licuite pentru că evenimentul încă nu a început, ci este peste câteva zile. Dar ceea ce o să vă arăt vouă este mai exact modul prin care The Device va ieși de acolo și modul prin care The Device va schimba agenția. Și bineînțeles, rezultatul nu este bun, pentru că explodează. Precum știți și voi, în camera lui Midas este un dispozitiv numit The Device și este mai exact un glob foarte mare care scoate acum niște efecte destul de înfricoșătoare. Ei bine, acea chestie va ieși într-un anumit mod din agenție, adică prin agenție, am putea spune, se va întâmpla ceva cu el, adică el va provoca evenimentul acela, iar rezultatul acestui eveniment va fi că agenția va fi cam distrusă, adică complet distrusă. Dacă vă uitați în următoarele imagini, puteți vedea că din această gaură, adică din acest loc, va ieși de device, adică dispozitivul acela, și bineînțeles că este în mijlocul agenției, adică fix în mijloc, de acolo va ieși, și este posibil să fie ridicat deasupra, adică să iasă din această gaură și să fie undeva deasupra. Dispozitivul acesta cel mai probabil va activa și buncărele acelea care sunt în prejurul la agenție, iar cu ajutorul acestui dispozitiv și a buncărelor, probabil că se va provoca evenimentul acela, sau vor încerca să îl provoace. Chestia care mă interesează pe mine cel mai mult este că, practic, Midas are acest dispozitiv în camera lui și cu ajutorul acestui dispozitiv va începe și evenimentul, adică îl va provoca. Ceea ce nu înțeleg eu este că dacă ai un asemenea proiect sau dispozitiv în cameră și vrei să provoci un anumit uragan sau un anumit eveniment, ei bine, faci acest lucru ca tu să devii mai puternic, adică până la urmă este dispozitivul tău și îl faci ca să te faci pe tine mai puternic. Acum, ceea ce nu înțeleg eu este că Midas are dispozitivul acesta, provoacă evenimentul, iar la final, propria lui locație sau propria lui casă și propriul lui dispozitiv explodează. Adică, într-un fel sau altul, tehnic vorbind, el se autodistruge, dacă mă înțelegeți. Pentru că, cu ajutorul acestui dispozitiv care îi aparține, nu distruge pe cineva sau o anumită locație, ci distruge propria locație și propriul dispozitiv, ceea ce mă face foarte curios. Adică, de ce s-ar autodistruge cineva? Probabil că singurul motiv pentru care rezultatul este așa este pentru că dispozitivul probabil nu va funcționa cum a plănuit el. Pentru că nu există alt motiv logic pentru care ai vrea să te autodistrugi sau să îți autodistrugi locația în care stai, casa sau locul. Și nu cred că cineva ar face un asemenea dispozitiv în propria lui casă ca să o distrugă. Adică nu are niciun fel de logică și cred că dispozitivul ar fi trebuit să funcționeze altcumva. Sau rezultatul lui ar fi trebuit să fie altul, pentru că la final va distruge această locație. Precum vedeți, locația, adică The Agency, va fi complet distrusă, complet. Și nu doar că în mijlocul acestei locații sau al acestei clădiri va fi o gaură imensă, dar și clădirea în sine va fi complet distrusă. Teoria mea este că planul acesta al lui Midas este un plan malefic, iar în timpul evenimentului, adică după ce pornește, după ce apare acest dispozitiv, adică după ce este activat și buncărele la fel, vor apărea niște personaje surpriză, precum oamenii lui The Visitor sau chiar el în sine, care vor pune punct acestui dezastru sau, mai bine spus, acestei încercări. Dar după băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre aceste leak-uri și ceea ce credeți voi că se va întâmpla și de ce credeți voi că propria locație a lui Midas va fi distrusă. Iar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Suportă Creator pe Itemshop.